Suntem din nou în garajul Europa FM. Bine venit, domnul Dan. Bine v-am găsit, domnul Dan. De fapt, nu ești... George, pardon, da, exact, ca reclamă. Nu e prima dată când treci prin garajul nostru, ai fost invitat. De data asta ești protagonistul serii de miercuri, 29 februarie, o dată la 4 ani, da. Se întâmplă. Da, e o zi specială. Deci, nu faptul că noi vom cânta aici face ca ziua asta să fie specială, ci faptul că e 29 februarie. Da, o să cântăm și noi acum dacă ne-au invitat. Aveam o zi liberă, știi, și n-a vrut nimeni să... Nu asta. A fost o zi în plus, practic. Deci odată la 4 ani, o zi în plus, ce să faci cu ea? Hai mă, să chemăm taxi să cânte, că tot e... Așa. Râdem, glumim, dar să știi că foarte multă lume ne-a tocat sistematic, începând de anul trecut și până acum, și nimeni nu mă crede că, de fapt, anul trecut n-am găsit niciun loc, nici în agenda noastră, nici în a voastră, pentru un concert taxi. Dar într-un clasament al celor mai cerute trupe pe Facebook, sunteți pe locul întâi. Nu pot să cred. Asta, cred că asta o spune tuturor celor care se perinde pe aici ca să se simtă bine. Suntem încântați, îți dai seama, e și o mare responsabilitate, dacă e adevărat. Înțeleg că e, sol. Bine, hai că mă o să repet. Dacă, nu, știu, nu, vreau doar să te întreb cam ce ne pregătești pentru miercuri seara. Eu o să încerc să mă abțin. Despre ce e vorba, în foarte puține cuvinte. Colegii mei încearcă să mă facă să devin... un solist profesionist, ceea ce nu sunt. Să nu la o parte faptul că sunt inginer mecanic și că n-aș avea ce să caut în branșă, teoretic. Ei au zis, bă, măcar atâta lucru să faci, să respecti o listă de piese, știi, asupra cărora piesele, da? Convenim înainte de cântar, facem o listă, bă, și clecând spalea, mă, că am și noi tonuri de schimbat, clape de aranjat, chitară de făcută. Da, nu se poate. Nu pot să respect un program. Am o problemă cu autoritatea ceva, nici n-am prea avut șef la viața mea, nu știu, nu pot, adică simt nevoia într-un anumit moment să nu mai respect lista, să schimb. Acum am avut un deal, avem deal cu Europa FM, cu Music Channel, cu lumea vrea să pună burtiere, să știe ce piesă cântă, adică mi-au zis, băi, deci mi-a spus și managerul, deci, Dane, treaba este de data asta, n-ai cum să nu respecti. Ei bine, cred că o să am cum, nu pot să vă promit că o să cântăm, asta e tot ce pot să vă spun, cred că o să mă apuce, dacă pot să mă exprim așa, iată că pot, o să mă apuce să cânt și o să-mi vină momentul ăla, pentru că până la urmă asta înseamnă un concert, e atunci, pe bune, dacă eu mă uit la oamenii așa, am impresia greșită probabil, dar nu contează, impresia mea, trăiesc cu ea, mi-asum, da, că vor să asculte altceva, deci nu ce am stabilit noi acolo pe hârtie, până la urmă e o chestie vie, poate zice unul, cântă bă comunitarul sau nu știu ce, și zic, bă, hai bă să cântăm comunitarul, bă. Uite, am zis ăla. E perfect, așa că nu ne facem planuri pentru miercuri seara, nu o să vă faceți nici voi planuri pentru miercuri seara. Vreau la final să te mai întreb doar dacă până miercuri faceți rost și de un solist rock. Nu. Colegii, noi am pus asta și pe Facebook, noi am fi o trupă rock dacă am avea un solist rock. Din păcate pentru colegii mei, nu au, suntem, și asta cu indulgență spus, maximum o trupă pop rock. Ei au făcut ședință, cred, și s-au hotărât să nu mă dea afară. Și va fi din ce în ce mai rău, pentru că eu în niciun caz, pe măsură ce vor trece ani, nu voi întineri. Mulțumesc! Ele Dan Teodorescu, împreună cu Taxi, miercuri seara, pe 29 februarie la 19:30, în garajul Europa FM. Ne auziți live la radio, ne vedeți pe europafm.ro, dar și pe Music Channel. Mersi mult, Dan! Veniți, pentru că nici noi nu știm ce o să cântăm!